Rutieriștii buzoieni au organizat în această dimineață o razie de amploare în municipiul Buzău. Nici o femeie aflată la volan nu a scăpat fără a fi oprită și amendată cu un mărțișor. Privirea sobră cu care au fost întâmpinate la început le-a dat emoții șoferițelor, mai ales că o parte dintre ele a uitat să poarte centura de siguranță. În cele din urmă, momentul tensionat s-a transformat într-unul emoționant. Conducătoarele auto au primit mărțișoare, au scăpat fără sancțiuni, iar polițiștii au primit în schimb zâmbete. Să rămână agentul șef principal Gribincea, sunt de la serviciul rutier. M-am oprit să vă înmânăm un mărțișor. Mulțumesc. Cu ocazia venirii primăverii. Serviciul rutier Buzău vă urează drumuri bune și fără eveniment. M-am speriat, da. Nu știam de ce, dar mulțumesc. Cu astfel de ocazii, nu știu, actele la control, o chestie de genul. N-ați mai primit niciun mărțișor niciodată? De la... Nu, de la poliția rutieră? Nu. Nu? Vă face plăcere să vă întâlniți cu poliția rutieră? Da. Da? Sigur. Bun. Ați fost oprită. În primul rând că nu utilizați centura de siguranță, chiar dacă suntem un oraș. Aveți această obligație. Și în al doilea rând, cu ocazia primăverii, poliția rutieră Buzău vă urează kilometri fără evenimente și o primăvară frumoasă. Mulțumesc din suflet. Am rugămintea să puneți centura de siguranță. Mulțumesc frumos. Da? Mulțumesc. Aveți o primăvară frumoasă. Mulțumesc și fără frumos. Evenimente rutiere. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Ajutată și poliția. Doamne ajută, să rămână ajutată inspectoratului și noi. În trafic a fost oprită și soția comisarului șef Laurențiu Pantazi, inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Buzău. Vă oferim de ziua de primar din mărțișorii pe poliția rutieră. Un gest foarte frumos și normal. Așa cum le stă în obicei să sancționeze orice abatere în trafic, polițiștii rutieri s-au obișnuit de 1 martie să ofere mărțișoare șoferițelor și să treacă cu vederea abaterile minore. Am format o tradiție ca de 1 martie, în dimineața de 1 martie, să fiecare conducător auto, fiecare conducătoare auto, domnișoară, doamnă, să înceapă ziua frumos, să înceapă ziua cu un mărțișor oferit de poliția rutieră din partea Inspectoratului Județean de Poliție. Astăzi șoferițele nu au fost sancționate contravențional, pentru că ați văzut și dumneavoastră în trafic am mai găsit șoferițe care nu purtau centura de siguranță. Le-am oferit un mărțișor rutier. Sperăm cu multe învățăminte și să nu aibă evenimente rutiere. Recomandarea noastră asta a fost să nu înregistrăm evenimente rutiere. Acțiunile polițiștilor au continuat pe tot parcursul zilei, atât în municipiul Buzău, cât și în județ.